Pugilistul de la Clubul Sportiv Municipal Zalău, Adrian Popuție, a susținut la finalul săptămânii trecute primele meciuri de verificare dinaintea Cupei României, competiție programată la finalul acestei săptămâni. Sala sporturilor din Târgu Mureș a găzduit la finalul săptămânii trecute un turneu internațional de box intitulat Cupa Mărțișorul, la care au participat pugiliști din România, Republica Moldova și Serbia. Printre sportivi s-au aflat și trei reprezentanți ai Clubului Sportiv Municipal Zalău, în frunte cu Adrian Popuția, cel mai bun produs la ora actuală al boxului sălăjan. În prima zi a competiției, Adrian Popuția, care a boxat la categoria 91 de kg, s-a impus în fața lui Serghei Timon de la Junior Boxing Club din Moldova, iar în cea de-a doua zi a competiției a câștigat și meciul cu Adrian Coconașu, tot de la clubul din Moldova. Am început pregătirea la începutul acestui an pentru anul competițional 2016. Primele meciuri oficiale în acest weekend 27-28 la Târgu Mureș, Cupa Mărțișorului, un turneu internațional în care au fost prezente echipă din Republica Moldova și din Serbia și vreo 10 echipe din țară. De la Zalău am făcut deplasarea 3 persoane, 3 sportivi, plus antrenorul maestru Dragoș, Știrb Darius, Popa Cătălin și eu, Adrian Popuția. Chiar dacă a fost la primul meci, Știrb Darius nu a reușit să se impună. Locul întâi l-a obținut Popa Cătălin la categoria 64 de kg tineret. Eu am trecut prin 2 meciuri cu Republica Moldova. La ambele am fost declarat învingător. Înseamnă că suntem pe linia cea bună pentru Cupa României, ce va avea loc pe 22 martie la Brăila. Până atunci voi mai efectua un stagiu de pregătire pe 6-7-8 martie la Arad. Pe această cale, prin voi, vreau să mulțumesc unei puternice firme de granit și marmură din Sălaj, care cred că mă vor susține și în acest an, dar bineînțeles și CSM Zalău. Cătălin Popa, un alt reprezentant al CSM Zalău, a boxat la categoria 64 de kg tineret, învingând la puncte un pugilist din Zărnești. Darius Știrb a boxat la categoria 57 de kg junior, sportivul pregătit de Adrian Popuția, care este și instructor în cadrul clubului zălăuan, pierzând în fața adversarului său. Cupa României este programată în perioada 22-27 martie la Brăila.